întrebat vreodată de ce nu găsești răspunsul perfect în cifra destinului tău? De ce relațiile, prieteniile sau deciziile majore nu urmează întotdeauna predicțiile numerologice? Deși oamenii caută răspunsuri în numere, ceea ce par să găsească sunt doar iluzii. Ce ascunde cu adevărat cifra destinului tău și de ce ar putea să te îndepărteze de adevărata ta fericire? Este timpul să descoperim adevărul din spatele numerologiei și să aflăm de ce nu ar trebui să-ți lași viața ghidată doar de un număr. Pe acest canal am discutat de multe ori despre cifrele personale și despre modul în care acestea ne pot influența viața. Dar astăzi vreau să abordăm un alt unghi, unul care contrazice entuziasmul cu care ne aruncăm adesea în aceste credințe mistice. Este timpul să subliniem un lucru important. Nu ar trebui să ne ghidăm viața și relațiile doar pe baza cifrei destinului. De ce? Pentru că, după cercetări amănunțite, nu am găsit argumente solide care să susțină că această teorie numerologică ar avea vreun fundament științific. Fascinația pentru cifra destinului nu este un fenomen nou. Acest concept ne promite că ne poate dezvălui cine suntem cu adevărat și ce relații sunt potrivite pentru noi. Ne promite răspunsuri rapide, clare și sigure într-o lume haotică. Totuși, din perspectivă psihologică, să ne bazăm în totalitate pe cifra destinului este o greșeală. Sistemul nostru de credințe joacă un rol uriaș în modul în care percepem realitatea, iar atunci când atribuim puteri mistice unui număr, riscăm să ne autosabotăm propriile alegeri. Alegem parteneri pe baza unui algoritm numerologic și nu pe baza conexiunii reale dintre noi. Ne facem prieteni după criterii numerice, ignorând faptul că adevărata valoare a unei relații este mult mai profundă decât cifrele. Ceea ce se ascunde în spatele acestei fascinații este mai complex decât ar părea la prima vedere. Astăzi vom explora nu doar originile acestui concept, dar și de ce, din punct de vedere psihologic, nu este bine să ne bazăm complet pe această cifră în alegerea partenerilor noștri de viață, a prietenilor sau a celor cu care vrem să interacționăm profund. Vom vedea pericolele ascunse ale predicțiilor negative, cum ne distorsionează realitatea și cum ne influențează să facem alegeri greșite. Așadar, dacă te-ai întrebat vreodată dacă ar trebui să iei în serios cifra destinului atunci când îți construiești relațiile, acest video este pentru tine. Să începem! Cifra destinului este un concept care provine din tradițiile numerologice antice, în special din numerologia pitagoreică, care susține că fiecare persoană are un număr derivat din data sa de naștere. Acest număr ar avea un impact semnificativ asupra personalității, trăsăturilor și chiar asupra modului în care interacționăm cu ceilalți. Însă acest concept nu a rămas doar în trecut. El este și astăzi prezent pe internet, în horoscoape, aplicații de numerologie și chiar în sfaturile experților în relații. Suntem tentați să credem că există un algoritm cosmic care ne poate arăta drumul, în special când vine vorba de aspectele esențiale ale vieții, dragostea și prietenia. Dar ce spune psihologia despre asta? Psihologia din spatele cifrei destinului. De ce ar trebui să fim sceptici? Din punct de vedere psihologic, credințele noastre joacă un rol uriaș în modul în care percepem realitatea. Unul dintre cele mai cunoscute fenomene în acest sens este efectul Barnum, tendința noastră de a găsi semnificații personale în descrieri vagi și generalizate, cum ar fi cele oferite de numerologie sau horoscop. Atunci când oamenii citesc despre cifra lor de destin, ei tind să acorde o atenție specială părților care par să se potrivească experiențelor lor și să ignore detaliile care nu li se potrivesc. Dacă doriți să aflați mai multe despre efectul Barnum, vă rog să menționați în comentarii
seminarii și voi realiza un material pe această temă. Acest tip de ghidare are riscuri mari. De multe ori, oamenii folosesc cifra destinului ca un scurt circuit pentru a evita gândirea critică și pentru a lua decizii complexe, cum ar fi alegerea unui partener sau a unui prieten. Însă, relațiile nu sunt alb-negru, iar complexitatea lor nu poate fi redusă la un simplu număr. A ne baza strict pe o astfel de credință ne poate limita viziunea și ne poate distorsiona percepția asupra celor din jur. De exemplu, dacă cifra ta de destin spune că ești compatibil doar cu anumite persoane, te-ai putea feri de oameni care, în realitate, ar putea fi parteneri excelenți pentru tine. Sau, și mai rău, ai putea să îți ignori instinctele și să rămâi într-o relație toxică doar pentru că cifra destinului sugerează că ar trebui să funcționeze. Cum ne afectează predicțiile negative? Ceea ce este și mai periculos este cum predicțiile negative ne pot afecta mintea și emoțiile. Dacă cineva citește că cifra sa de destin indică un an dificil în relații, este posibil să intre într-o relație cu teama că lucrurile vor merge prost, ceea ce creează un fel de profeție auto-împlinită. Aceasta nu doar că afectează relația în sine, dar poate avea consecințe asupra stimei de sine și asupra modului în care o persoană percepe viitorul. Studiile psihologice arată că gândirea negativă repetată poate avea un impact profund asupra sănătății mentale și poate influența comportamentele, emoțiile și chiar deciziile pe termen lung. Cu alte cuvinte, atunci când ne bazăm prea mult pe aceste predicții numerologice, riscăm să ne sabotăm singur relațiile. Sistemele de credințe și impactul lor asupra realității. Sistemele noastre de credințe au o influență uriașă asupra modului în care ne trăim viața și relațiile. Fiecare dintre noi are un set de valori, idei și credințe prin care ne ghidăm și luăm decizii. Numerologia și cifra destinului devin pentru unii oameni o parte esențială a acestui sistem de credințe. Dar dacă ne gândim bine, ar trebui să ne punem câteva întrebări critice. Ce dovezi concrete avem că această cifră ne poate ghida cu adevărat viața? Există studii științifice care să susțină aceste teorii? Păi hai să vedem. Există dovezi științifice? Ce știm până acum? Din păcate, nu există studii științifice solide care să demonstreze că cifra destinului are vreo influență reală asupra vieții noastre sau a relațiilor noastre. Deși numerologia este fascinantă ca fenomen cultural și spiritual, ea nu are o bază empirică sau științifică. Psihologia sugerează că multe dintre aceste credințe se bazează pe cogniții distorsionate și pe nevoia noastră de a găsi sens în lucruri care, de fapt, sunt mult mai complexe și nu pot fi reduse la un număr. Ce concluzie ar trebui să tragem? Relațiile noastre sunt mult mai nuanțate decât ceea ce poate oferi un simplu calcul numerologic. Este important să menținem o doză sănătoasă de scepticism și să ne bazăm mai degrabă pe experiențele noastre directe, pe comunicare și pe instinctele noastre atunci când ne alegem prietenii sau partenerii de viață. Numerologia, inclusiv cifra destinului, poate fi o unealtă interesantă de autoreflecție, dar nu ar trebui să fie ghidul principal al vieții noastre, mai ales în relații. Suntem ființe complexe și fiecare decizie, fiecare relație necesită mai mult decât ceea ce poate oferi un număr. Dar, desigur, părerile sunt împărțite. Tu ce crezi? Poate cifra destinului să ne influențeze cu adevărat soarta sau este doar o iluzie? Mulțumesc că m-ai urmărit! Pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.